Am fost într-o vizită și în parcul Alunealu, în care suntem pe ultima sută de metri a lucrărilor care trebuie să fie desfășurate. Este un parc foarte frumos, amenajat cu suportul colegilor noștri din București, din sectorul 6. Gabriel Mutu, pentru cei mulțumesc foarte mult, în calitatea sa de primar, care a susținut deci acest demers a Chișinăului, a sectorului Buiucani, astăzi în calitate de senator la fel, se implică foarte mult și ne ajută pe diferite subiecte și domenii. Suntem alături de colegii din județul Ilfov, este domnul Voicu Vicențiu, care a venit în vizită să vedem ce putem în perspectivă eventual avea ca și colaborare între județul Ilfov și Chișinău, sectoarele din Chișinău, sectorul Buican. Suntem în aceste parcuri, ăsta este la izvor, deja în vizită pentru a vedea starea de lucruri la etapa a doua, care a început în acest an, de modernizarea parcului. Ați văzut, suntem și în... am prins și un campionat, probabil unul din primele în aer liber în această perioadă pandemică. Pandemia va trece cu certitudine, vom depăși ca și toate lucrurile care s-au întâmplat cu unele sentimente nu prea frumoase pentru omenirea, dar oamenii sunt cei care depășesc mai greu sau mai ușor diferite provocări care ni se întâmplă tuturor. Nu este o problemă doar la nivel de Republica Moldova, este o problemă globală, regională, europeană și încet cu încetul ieșim din case cu respectarea normelor de siguranță, evident, și vrem cât mai multe lucruri să se întâmple în aer liber, cât mai mulți copii să practice sport, cât mai mulți oameni de toate vârstele, de la cei mici până la cei mari, să se simtă confortabil aici în Chișinău, care este un oraș verde, un oraș extraordinar, în care trebuie să investim cât se poate de mult în aceste zone și spații verzi pentru a asigura confortul locuitorilor și oaspeților capitale. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți, sper că le place și doar ceea ce vedem și sperăm la o colaborare cât mai largă pe diferite domenii cu frații noștri de peste Prut. Vă mărturisesc că sunt impresionat de ce am văzut astăzi. Acum două luni am mai făcut o vizită în Chișinău la invitația domnului primar general Ion Ceban. Din partea mea, cred că chișinăuienii știu că au tot sprijinul și primăria generală vis-a-vis de ce înseamnă relațiile care trebuie să se lege și să continue cu România, cu administrațiile din România, astfel încât experiența pe care noi am căpătat-o de-a lungul timpului și bineînțeles ca partenerii UE, să o punem la dispoziția administrației din Moldova, astfel încât lucrurile să meargă cu mai multă repeziciune decât s-a întâmplat în România. Spuneam că sunt impresionat. De ce? Pentru că am văzut un oraș care se dezvoltă corect. Viziunea primarului general, viziunea primarilor de sectoare, este pretorilor, este una corectă. Faptul că se investește în spațiul public și mai ales în zona verde arată că se preocupă foarte mult de ceea ce înseamnă un mediu sănătos. Și știți foarte bine că data de 21, sper să nu greșesc, nu? S-a marcat ziua Pământului, este ziua, momentul în care a luat naștere mișcarea internațională de protejare a mediului. Și am spus-o și în București, într-o postare pe care am făcut-o pe Facebook, că noi suntem primii care putem schimba ceva la nivel global. Oamenii sunt cei care produc cel mai mare rău planetei, dar și cei care pot îndrepta lucrul ăsta foarte repede. Așa că eu vă felicit, domnule primar general, îl felicit și pe domnul pretor. Sunt mândru că sunt prietenul dumnealor și în mine întotdeauna veți găsi deschidere și pun la dispoziția administrației locale din Chișinău și nu numai din Chișinău, toată experiența pe care am acumulat-o în calitate de primar și bineînțeles acum în al treilea mandat de senator sper să influențez pozitiv și relațiile de integrare ale Moldovei în Uniunea Europeană.
Este o arenă pe care n-am prea folosit-o anul trecut, dar foarte mult vrem ca tot mai multă lume să practice sportul. Sportul frumos. Văd că ai înghețat și tu și tu și tu. Trebuie să înceapă campionatul sau să continue. Vrem să vă spunem mult succes în ceea ce faceți. Sunteți extraordinari. Văd că trebuie să vingă neapărat cel care este mai puternic sau s-a pregătit mai bine. Da, care s-a pregătit. Și iar toți sunt învingători. Și părinților, toată lumea este învingătoare. Și câte mai multe evenimente pe care le putem să le facem în aer liber. Și părinților, multă, multă sănătate, copiilor, multă sănătate, succes în toate să aveți și cât mai mult sport pentru Chișinăuieni, pentru Republica Moldova, pentru copiii noștri care sunt extraordinari. Mulțumim mult!